dragii mei, bine v-am regăsit. Sper că sunteți sănătoși, voioși, voinici. Vă mulțumesc foarte mult, foarte, foarte, foarte mult pentru mesajele în care îmi urați multă sănătate. Deja mă simt mult mai bine. Mulțumesc pentru faptul că sunteți aproape, că ținem aproape, că suntem o comunitate extraordinar de frumoasă, din ce în ce mai buni, mai mulți și mai frumoși. Mulțumesc de asemenea pentru mesaje, pentru scrierile dumneavoastră, pentru faptul că sunteți prompți atunci când vă solicit un lucru. Dragii mei, înainte de a începe următoarea etalare pe care o să o realizez prin intermediul acestui minunat pendul și mai ales că mi s-a cerut și acest lucru să mai fac etalări cu acest minunat pendul, rugămintea mea cea mare, nu fac de obicei acest lucru, însă am nevoie de susținerea voastră, de rugăciunile voastre pentru sănătatea unei persoane extraordinar de speciale din viața și din inima mea. Îi doresc foarte, foarte multă sănătate și știu că va trece foarte ușor peste un obstacol de sănătate în această săptămână. Țin pumnii și vă rog din toată inima să faceți și dumneavoastră la fel, un gând bun pentru persoana dragă mie din sufletul meu, una dintre cele mai dragi persoane din inima mea. Vă mulțumesc din toată inima. Dragii mei, astăzi, cum vă spuneam, o să fac o etalare cu ajutorul acestui pendul. Bineînțeles că o să adaug și alte cărți pentru suplimentarea mesajelor. Și încercăm să răspundem la întrebarea de ce nu mă sună? Mă va mai căuta vreodată această persoană? Da sau ba? Da sau nu? Dumneavoastră nu trebuie să faceți altceva decât să vă gândiți la o persoană, indiferent că mai sunteți sau că nu mai sunteți împreună, divorțați, nedivorțați, dumneavoastră știți în particular care este acea persoană și o să întrebăm pendulul despre ce este vorba. Dacă vă va mai căuta sau nu, da? Sau ba, cu mesaje suplimentare. Acum, eu aș vrea să fac acest lucru prin intermediul mai multor variante, ca să avem mai multe opțiuni. Etalările nu vor fi foarte detaliate, pentru că încercăm pur și simplu să vedem dacă există această șansă sau nu, pentru că situația deja o știți, sau mă rog, știți fiecare prin ce treceți. Și am zis așa, să alegem acest minunat, era să zic, mi se șoptește din cască, să aleg și lumânărica. Dar de ce nu? Lumânărica, primă variantă, trandafirul roșu, îngerașul auriu, eu zic să fac 5 variante, pentru că cred că e mai ok așa. Bun, haide să alegem și asta. Floricica, parfumantul, da? V-am spus, eu fac exact ceea ce îmi vine pe moment, spontan și ceea ce simt în acel moment. Deci 1, 2, 3, 4 și a treia variantă să fie, hai să vedem, elefanțelul. Se vede? Maro pe maro. Dar cred că vedeți. Bun. Deci, haideți să vedem. Prima variantă, mă va mai căuta sau nu vreodată, lumânărica. A doua variantă, trandafirul roșu. A treia variantă, îngerașul auriu. A patra variantă, parfumantul. Și a cincea variantă, elefanțelul. Și să începem cu lumânărica. Unde s-o pun? Haideți să facem așa. Le pun aici. Ok, haideți că le pun așa mai departe ca să putem să avem să și vedeți. Eu între timp am făcut tot ce este necesar pentru ca acest minunat pendul să ne ajute și să ne răspundă la întrebare. Bun, prima variantă. Mă va mai căuta vreodată
persoana din sufletul meu, da sau nu? Da. În prima variantă, dragii mei, persoana la care vă gândiți vă va mai căuta. Cu siguranță lucrurile nu rămân aici și acum nu știu la cine și la ce v-ați gândit și în ce situație vă aflați, însă, din câte se observă, să știți că situația nu este încheiată, chiar dacă sunteți blocați, chiar dacă v-ați autodistrus, dragii mei, unul pe celălalt, pentru că între voi a existat o separare destul de agresivă, zic eu așa, poate ați divorțat urâțel, poate v-ați certat urâțel cu o persoană din zodia leului, săgetător, poate din cauza, se evidențiază aceste zodii, berbec, taur, capricorn, certuri, să știți, lupte ați avut acerbe între voi, dispute, disensiuni, împărțiri de bunuri. Se poate totuși să vă fi fost și într-o relație de divorț cu această persoană, a intervenit poate și o a treia persoană, văd aici o a treia ființă care a intervenit între voi, posibil, nu știu, minciuni, înșelătorii. În orice caz, această relație pare că este o relație distructivă sau pur și simplu v-ați autodistrus unul pe celălalt într-o perioadă, poate că acum 6 ani, poate 6 luni, 6 ani, în orice caz, poate și mai mult, în orice caz, sau nu vorbiți deloc, blocaj, 6 săptămâni, 6 luni. Ideea este că chiar dacă vi se pare abracadabresc, pendulul spune că nu se termină aici lucrurile. Deci, da, posibil să fiți împreună cu această persoană sau să vă mai caute această persoană. Eu am întrebat dacă vă va mai căuta vreodată sau nu. Asta nu înseamnă că 100% veți relua iubirea sau reluați prietenia sau vă va mai căuta. Acum o să vedem ulterior despre ce este vorba. Bun, pentru varianta a doua, o să pun o mică pauză pentru a anota timpii. Varianta a doua, cea a trandafirului roșu. Trandafirul roșu, da? Haideți să vedem dacă vă va mai căuta vreodată această persoană sau persoana la care se gândesc cei care au ales varianta trandafirului, da sau nu. Vă va mai căuta sau nu? Nu. Pentru varianta a doua, răspunsul pendulului nostru este nu vă va mai căuta. Haideți să vedem și o lămurire, o carte suplimentară pentru cei care au ales această variantă. Poate aflăm și de ce nu vă va mai căuta sau, mă rog, care a fost situația, dacă ne puteți spune. Aș dori ca această carte să se aleagă singură pentru a avea cât mai multă acuratețe în obținerea acestui mesaj. Și iată că s-a și întors. Dragii mei, se pare că fiecare ați ales deja un alt drum. S-ar putea ca această persoană deja să fie implicată într-o altă relație, pentru că, după cum vedeți, există și o a treia persoană. Să știți că există și a patra persoană. S-ar putea ca această ființă deja să se reorienteze sau să aibă mai multe opțiuni sau să aibă mai multe oportunități din care vrea să aleagă. Este o persoană îndreptată către material sau pur și simplu își dorește să câștige mai mulți bani sau poate că s-a implicat într-o altă relație cu o persoană care îi oferă o stabilitate financiară mult mai mult decât ați fi oferit-o dumneavoastră. Deci cumva văd că această persoană deja s-a reorientat către cineva care îi oferă o stabilitate financiară mult mai bună decât i-ați oferit dumneavoastră. Posibil să fie ales bănuții în schimbul sufletului. Bun, am terminat cu varianta a doua, varianta a treia. Varianta a treia, cea a îngerului auriu. Să vedem dacă vă va mai căuta
persoana la care vă gândiți, pentru cei care au ales varianta îngerului, vă va mai căuta sau nu? Mulțumesc. Vă va mai căuta, dragii mei, cu siguranță există un răspuns pozitiv, dar timid. Posibil sau posibil ca acest mesaj, acest telefon de la această persoană să nu vină chiar foarte repede. De căutat vă va mai căuta, dar poate va mai dura puțin, o perioadă, până veți afla vreo veste de la această persoană sau pur și simplu vă va căuta timid, în sensul în care veți primi vreun telefon sau vreun mesaj în care se va interesa de ce faceți sau un telefon, un mesaj de curtoazie. Poate veți fi în mijlocul unei petreceri, poate vă veți întâlni în jurul datei de 15 februarie, să spunem așa, cine știe, sau 6-15 februarie, o dată. Nu este obligatorie să o luați în evidență, poate la o petrecere cu familia, o petrecere cu prieteni comuni, cu colegi de serviciu. Există acolo un eveniment, un mic eveniment în care poate, sau o circunstanță în care dați nas în nas. Și atunci să fie de asta, posibil să fie un început timid. Să spuneți, o, bună, știți, poate vă revedeți după vreo 6 săptămâni sau după vreo 6 luni, dați nas în nas în mijlocul unei întâlniri. Eu zic, o petrecere, o întâlnire între prieteni, nu știu acum dacă se mai permit petrecerile de orice natură, evenimente sociale, mondene și așa mai departe. Vă întâlniți, poate accidental, cine știe, cu această persoană, însă timid, timid, deci, cum să vă spun, veți afla despre această persoană, că vă va căuta, eu știu, dar trebuie să mai așteptați puțin. Dacă vă mai va căuta, rămâne de văzut sau veți da pur și simplu un nas în nas cu această persoană. Bun, pentru cei care aleg această variantă, imediat revin cu timpii. Ok, varianta parfumantului. Să vedem cei care au ales varianta parfumantului, dacă vă va căuta sau nu persoana la care vă gândiți și care este în sufletul dumneavoastră. Varianta parfumantului. Vă va mai căuta sau ba? Vă va căuta, dragii mei, și pentru cei care ați ales această variantă, varianta roșie, varianta parfumantului, vă va mai căuta, dar și în acest caz, ca și la varianta anterioară, va trebui să mai așteptați puțin sau va fi cum să vă spun, o întâlnire sau ceva, un telefon timid, cum spuneam și la cealaltă variantă. Mai timid, mai cu mesaje de curtoazie, adică nu vă veți arunca din nou într-o relație. Poate vă caută să vă comunice ceva. Și să știți că posibil ca relația dumneavoastră cu această persoană să fi durat destul de mult, vedeți, există aici o idee de longevitate sau, cum să vă spun, poate că ați fost separați 3 săptămâni, 3 luni sau nu sunteți din același oraș și v-ați scris, ați comunicat pe intermediul mesajelor sau pur și simplu aveți o relație în care comunicați la distanță, prin intermediul mesajelor. De 3 săptămâni nu mai știți nimic de această persoană. V-ați făcut toate scenariile în cap, nu mai știți nimic, ce s-a întâmplat, de ce nu mai sună, de ce nu mă mai caută. Însă, poate că ați trimis și aceste mesaje la care nu ați primit răspuns, pentru că vă văd că parcă ați scris multe mesaje și ați fi dorit răspuns, dar nu l-ați primit și chiar nu știți ce s-a întâmplat. Deci a dispărut total sau revine în viața dumneavoastră? Revine în viața dumneavoastră, v-am zis, chiar și timid, s-ar putea ca această relație să aibă șansă reală de a continua, nu doar de a se informa despre starea dumneavoastră de sănătate, să zic așa. Deci, și va supraviețui. Eu cred că relația dumneavoastră, chiar dacă acum trece printr-un impas sau de ceva vreme,
va supraviețui, va trece. Posibil să fi fost doar o piatră de încercare această despărțire între dumneavoastră și cel sau cea la care vă gândiți, pentru că vedeți această broască, țestoasă, mie îmi denotă faptul că este o supraviețuitoare, adică relația va supraviețui acestui impas, acestei despărțiri. Și ar fi foarte frumos. Bun, să-mi pun la loc aici parfumantul și pentru a cincea variantă, elefanțelul acesta minunat, stabilitate, noroc. Haideți să vedem cât de norocos sunteți cei care aleg cea de a cincea variantă. Să punem și un timp aici. Dacă veți fi căutați de sau nu de persoane la care dumneavoastră vă gândiți, persoane din mintea și sufletul dumneavoastră. Pentru cei care au ales varianta elefanțelului cu trompa în sus, să vedem, veți mai fi căutați, da sau nu. A existat o intenție a acestei persoane. Dragii mei, să știți că pentru prima dată pendulul nu știe. Vedeți, se învârte în cerc. Ia uitați. A început cu... Da, nu știu. Mulțumesc. Mulțumesc cu recunoștință. A început cumva... Intenția există. Cineva intenționează să vă caute. Poate dumneavoastră, poate cealaltă persoană. Există această intenție de a vă căuta, însă există o piedică, o abținere, o încăpățânare. Vrea să vă caute sau și-a dorit să vă caute sau își dorește în sufletul său să vă caute, dar nu face. În momentul în care pune mâna pe telefon, renunță. Scrie un mesaj, îl aruncă sau îl șterge. Știți? Deci este nehotărâtă această persoană, motiv pentru care pendulul nu vă poate spune da sau nu. A răspuns cu nu știu, ceea ce mie îmi spune clar faptul că persoana la care dumneavoastră vă gândiți încă, cel puțin încă este nehotărâtă, nu știe ce să facă, dacă să vă caute, să vă mai caute sau nu. Și vom vedea, da, vedeți, când ar vrea, când ar vrea. Deci este extrem de nehotărâtă această persoană. Haideți să vedem o carte, mi-a tras atenția această carte. Mă rog, ca o carte suplimentară. Își dorește, cum să vă spun, și-ar dori, de fapt, nu că își dorește, și-ar dori să vă caute, pentru că, cum să vă spun, parcă în mintea sa își pune această dorință, dar cred că așteaptă posibil mai mult din partea dumneavoastră. Văd că stă, se gândește... analizează, se gândește la ce ați avut dumneavoastră împreună, ce ați trăit împreună cu această persoană, ar vrea să vă reechilibrați, ar vrea să străluciți, să strălucească din nou, pentru că împreună ați strălucit, ați fost ca o echipă, ați fost ca o pereche admirată pe stradă, ce să vă spun, poate amândoi la fel de frumoși, la fel de șarmanți, carismatici, dorința oare, dar încă nu este echilibrată această ființă cu ea însăși. Este când sus, când jos. Vedeți elefantul cu trompa în sus, elefantul cu trompa în jos. Când sus, când jos. Este aflat într-un, cum să vă spun, este nehotărâtă și cartea aceasta chiar îmi confirmă același lucru. Nehotărâtă, încearcă să se echilibreze, poate că are și un conflict interior, să știți, această persoană. S-ar putea să mai dureze revenirea acestei ființe. Nu zic că nu va fi, dar cel puțin deocamdată nu știe ce să facă. Este nehotărâtă. S-ar putea posibil în luna a cincea a acestui an. Deci va mai dura până când va lua o hotărâre. Nu știu acum sigur ce are, dar poate că are o problemă cu care se confruntă, un conflict interior, o situație prin care trebuie să treacă această persoană. Vedeți, are cumva soarele în spatele său. Nu este în fața sa. A fost bine odată, poate cu dumneavoastră, poate bine cu el însuși, însă acum
Nu se mai află în acea stabilitate emoțională. Ochii verzi, văd foarte mult aici, brunet cu ochii verzi sau brunetă cu ochii verzi. Nu vorbesc de persoane care sunt vopsite, da? Pentru că tot așa mi s-a zis, da, dar se pune și dacă spun, eu știu că este vopsit, da, dacă nu, vorbesc despre culoarea naturală a părului. Mai trebuie să așteptați, poate că nu este vestea pe care o ați fi dorit-o să o aflați acum, dar eu spun exact ce simt, oricum o să mai revenim cu astfel de talare, pentru că mie îmi plac foarte mult, sunt foarte interesante și foarte drăguțe și să știți că nu prea dau greș, adică probabilitatea este mare să se întâmple exact acest lucru. Deci în momentul în care această persoană, pentru că vorbim de a cincea variantă, se va revigora, va ști ceea ce vrea să facă cu viața sa, poate că a ieșit dintr-o relație proaspăt sau poate că s-a implicat fără să vrea într-o altă relație și atunci poate că nu este o relație câștigătoare, poate că nu a luat deciziile cele mai bune de a se depărta de dumneavoastră din diferite motive. În momentul în care va găsi acea forță în el, în ea, această putere, acest echilibru, această siguranță, pentru că posibil că vrea să fie sigură pe ceea ce simte vis-a-vis de voi, atunci vă va căuta. Deocamdată nu este hotărât această ființă. Bun, mulțumesc, dragii mei, pentru că ați urmărit și această etalare. Sper din toată inima să vă fie de folos, dragii mei. Rezonați doar cu ceea ce vi se potrivește dumneavoastră. Dacă subiectul nu vă atrage, dacă nu rezonați de la început, nu are rost să vizionați sau dacă nu rezonați cu trecutul dumneavoastră sau cu situația pe care eu o expun, înseamnă că nici nu puteți rezona cu viitorul acelei probleme pe care noi o discutăm cu energia acelei zile. Dar sunt convinsă că vor fi și alte etalări la fel de interesante, pentru că dumneavoastră le propuneți în cazuri separate, cazuri diferite, dar sunt convinsă că nu sunteți singurii care treceți prin acele cazuri. De aceea combinăm și adaptăm aceste mesaje pentru a vă fi de folos și pentru a vă rezolva situațiile noastre particulare. Mulțumesc foarte mult, dragii mei, vă pup și vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră. La revedere!